Orice stradă normală are prevăzută prin proiectare canale de scurgere și de evacuare a apelor uzate. Strada stadionului pe care ne aflăm nu este o stradă normală, pentru că aici meseriașul Dorel și-a făcut din plin datoria. Nu există nici canale de scurgere, iar acolo unde există ele sunt înfundate și colmatate și în plus țevile pentru aducțiunea apei sunt destul de accidentate, au avut scăpări catastrofale de apă și, după cum se vede, efectele sunt vizibile cu ochiul liber. Starea de îngrijorare a locatarilor blocului C1 din imediata vecinătate a tasării de amploare survenită în urmă cu 3 luni pe o mare parte a străzii stadionului se mărește. Ei sunt contrariați de atitudinea neglijentă a funcționarilor din primărie care nu le oferă explicații, deși au produs o serie de incidente și au distrus de-a binelea și o parte a amenajărilor existente. Aș pune capul jos în pământ, îi plătim, îi sucim, ținem mașină de poliție aici de 3 luni jumate. Da. Ne-a tăiat 23 de pomi de aici, uitați toți pomii ăștia. Pentru ce a tăiat? Să ne ducem, nu ne spune, domne, cadem, nu cadem, să vină, chiar așa, circulă mașinile. E rușinos, e distrugător la cercul ăsta, e distrugător, e distrugător. Să vină la fața locului, n-a venit niciodată. A trimis câte 2 doamne, n-a dat niciun răspuns. Eu vreau să-l văd față în față, atâta timp cât el a vrut să fie votat. Și acum n-a mai venit să-l vedem la ochi, să vină aici, la groapa asta, să vedem ce facem. A fost viceprimar. Primarul să vină să-l văd ochi în ochi. Să se termine canalizarea de acolo, da. Să dea drumul la circulație, să nu mai fie așa flux contemporatare pe aici. Sau să se deschide aici, nu? Da, e curtea unității, cu pasă, da. Eu pe ograda mea, nu? Când e să ne apucăm de treabă, oprim drumul, asta e specific în România, nu numai în Galați, asta e toată România. Ah. Nu ați văzut până acum? Da, da. Asta e! Și bag oamenii săraci să certe cu toți. Da. Singura certitudine dintre atâtea erori de gestionare a problemelor tasării solului din lăsul umezit catastrofal de rețelele de apă și termoficare sparte provine din partea experților geodezi. Un studiu comandat de primărie este gata și aduce și primele concluzii. Nu se respectă normativele pentru solurile sensibile la umezire, iar strada stadionului trebuie refăcută complet, deoarece s-a constatat că îi lipsesc până și canalele de evacuare ale apelor pluviale. În cadrul fenomenelor răsura care sunt pe lăsuri, se petrec pe lăsuri, ca urmare a experienței pe care o avem aici la Galați prin cele 3 poligoane experimentale care le-am făcut, unul dintre ele chiar în cartierul Dunărea, a rezultat că noi am surprins fenomenul de tasare, după cât se vede acolo, pe o ramură a evoluției lui.